Doamna europarlamentar Grappini, am văzut că situația a scăpat de sub control în alte țări ale Uniunii Europene. Vom vedea și imagini din Germania, unde protestatarii chiar au devenit extrem de agresivi în fața unor instituții, au distrus cumva totul în cale. Credeți că tensiunea e atât de mare încât lucrurile s-ar putea repeta și în țara noastră? Eu sper că nu și o să spun acum în calitate de fostă președintă de patronat. Eu totdeauna am preferat calea dialogului. Și pentru mine, sigur, dreptul la protest este clar garantat și trebuie și lăsat să se manifeste, dar ca o ultimă soluție. Eu nu știu dacă reprezentanții patronatelor, fermierilor și transportatorilor, înainte de a ieși în stradă, dacă au făcut demersuri și poate și răspund, vă răspund dumneavoastră presei sau domnului ministru, dacă au făcut demersuri și au fost refuzați. Pentru că motivul de a ieși în stradă este că atunci când eu mă adresez unei instituții, unui guvern, unui minister și refuză dialogul cu mine. Asta este un. Doi, vreau să spun de la bun început. Eu am stat cu transportatorii în protest la Bruxelles în fața Parlamentului. Dar după ce făcusem eu ca membru a Comisiei Transport, demersul la Comisia de Transport, solicitasem comisarului pe transport să revizuiască pachetul pe mobilitate, pentru că transportatorii au un cumul de probleme adunate, de la începând cu pachetul pe mobilitate care i-a pus pe transportatorii noștri și cei din țările din Est într-o poziție defavorabilă. M-am rugat de doamna comisar Vălean când a preluat portofoliul și au trecut aproape 5 ani. Mi-a promis atunci când a fost numită că revizuiește acest pachet în problemele principale pe care reclamau transportatorii și nu s-a întâmplat. Sigur că sunt niște lucruri acumulate, iar problema transportatorului se transferă până la consumator, pentru că toate costurile de la transport merg pe lanțul valorii până la cetățean. Dar, ca să nu se transforme, pentru că totdeauna, vă spun, eu am avut bucuria ca 10 ani cât am fost președintă de patronat, să n-am niciun conflict stradal și nici cu sindicatele. De ce? Trebuie să previi, să discuți. Dialogul este foarte important. De aceea eu fac apel, ca româncă de data asta, ca reprezentanții transportatorilor și a fermierilor să pună pe hârtie, pentru că ce să facă cu mașinile în fața guvernului? Vor să transmită un semnal de alarmă, din ce înțeleg, și un mesaj practic. Dar violența nu rezolvă. Cu siguranță. E un mesaj din ce am apucat să văd, da, pentru că am urmărit ambele părți din acest punct de vedere. Sunt foarte nemulțumiți de faptul că taxele au crescut, de faptul că asigurările RCA sunt din ce în ce mai mari și greu de plătit. Vom urmări ce se întâmplă, stimați invitați, doamnelor, domnilor. Vreau să spun. Guvernul poate găsi acum măsuri, cel puțin pentru transport și fermieri. La fermieri sunt banii și doar trebuie deblocați și dați, iar la transport se pot găsi măsuri compensatorii pentru problemele pe care le invocă, și anume costurile la pompă, asigurările și așa mai departe. Se poate dezamorsa acest conflict.